Meciul de deschidere al Cupei Viitorului a adunat aseară nume de renume ale fotbalului românesc la baza sportivă de la Heraclean. Miodrag Belodedic, Ioan Ovidiu Sabău, Gheorghe Mulțescu. Au mai intrat în teren politicieni și artiști cunoscuți care au lăudat baza sportivă de care dispune clubul zălăuan, dar și activitatea managerului Daniel Sabău. Sunt bucuros că putem să organizăm acest turneu, este ediția a 10-a, o ediție jubiliară, o ediție în care eu sunt foarte mândru că am realizat ceva în acest județ, am revigorat fotbalul juvenil, 3 zile la rând, capitala fotbalului este la Zalău. Sunt mândru că pe lângă atâtea echipe pe care le încercăm să le aducem an de an, creăm și aducem foste mari glorii al fotbalului românesc și mari idoli ale acestor copii pe care doar părinților cred că i-au cunoscut, gen Belodedic, domnul Ioan Ovidiu Sabău, care au scris istorie în fotbalul slăjan, domnul Gigi Murțescu. Cel mai asaltat de public pentru fotografii și autografe a fost Miodrag Belodedic, singurul fotbalist român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu 2 echipe diferite, Steaua București și Steaua Roșie Belgrad. Așa, am venit să... onorez să mă vadă copiii, să stau puțin cu ei, că știu eu care am trecut și eu prin aceste momente și știu ce simt, ce gândesc și la vârsta asta am fost și eu la niște turnee acolo și înainte de turneu nu puteam să dorm noaptea, abia așteptam să văd copii, să alerg, să joc fotbal. Gândurile sunt mai promovăm, mai susținem, eu știu, cauza așa cum mai putem. Îmi face plăcere să mai joc fotbal, să-mi aduc aminte de tineret. Cu atâția mare plăcere că e prima oară când vine Zalău. Cu atâția copii prin preajmă? Poftim? Cu atâția copii prin preajmă? Da, e frumos, te simt tânăr. Cel mai frumos, te simți și tu tânăr când ești între ei. Ce credeți, câștigați astăzi? Poftim? Câștigați astăzi? Dacă reușim să terminăm meciul în picioare, câștigăm. Pentru prima dată cu fotbalul. Nu pentru prima dată, eu sunt în fenomenul ăsta al fotbalului de mult, și cu muzica și cu fotbalul. Am jucat și la echipe ale clubului Dinamo, ale clubului Rapid, am fost la loturile naționale de junior, de tineret. Ai ceva experiență? Da, da. Bun, cum e să te vezi cu atâția copii, tine? E superb, noi facem tot timpul evenimente prin toată țara pentru copii, jucăm cu gloria ale fotbalului românesc, cu personalități locale și o mare, mare bucurie să aducem la rândul nostru bucurie acestor tineri, acestor copii și să le dăm cumva un imbold pentru a veni la stadion, pentru a face fotbal și a deveni performeri. Aper tot astăzi? Sper că da! La Cupa Viitorul participă 47 de cluburi din țară, fiind programate 140 de partide la 5 categorii de vârstă. Printre participante se numără și 3 cluburi din Sălaj, Viitorul Zalău, CS Atletic Zalău și Sportul Șimleu. Competiția se desfășoară în 4 locații diferite: Stadionul Municipal Zalău, baza sportivă Viitorul Heraclean și stadionul din Șimleu Silvaniei.